Când țara asta, la ora actuală, este vândută 90% din ea și este eșuată, din punct de vedere economic, este eșuată, serviciile ce au păzit? Pentru că ele sunt plătite și cer salarii din ce în ce mai mari ca să apere, nu să-și facă afaceri, ci să apere bunurile, măcar afacerile seriiștilor să fi fost de așa manieră încât să nu lase să se vândă nimic în afară și să cumpere ei. Și erau ei noi miliardari. Nici o supărare, că e ăla sau eu, pentru mine e același lucru. Mm. Dar ei au lăsat să se distrugă, să se vândă, să se aleagă praful și au fost probabil plătiți și din partea aia, adică parandărătul ăla. Și atunci întreb eu, la ce avem servicii de SRI Siguranță, sau cum se cheamă, SRI Siguranță? Serviciul Român de Informații. Serviciul Român de Informații. La ce avem? Și la ce plătim atâtea salarii când noi avem pensii de mizerie, când noi o să murim de foame și de frig la iarnă? Pot să intervin scurt? Păi cine să vă răspundă la întrebările astea, domnule Zamfirescu, când... Ăla care îmi spune cine? Că de ce nu m-am opus când s-au vândut alealte. Păi nu, eu credeam că chiar așteptați un răspuns. Păi cui să? Eu întreb populația care ne ascultă. Instituțional, teoretic, ar trebui ca... serviciile astea să-și depună rapoarte anuale în Parlament, să existe interpelări din partea parlamentarilor, să fie... Pe vremea lui Ceaușescu, securitatea era urâtă și exagera și făcea crime și era urâtă. Dar măcar venea și bătea la ușă tovarășul secretar general. Mm. Vedeți că aveți un acolo care nu știu ce și nu știu cum. Și era câinele de pază al avuțiilor naționale. Da. Avuțiile naționale care au existat și nu sunt ale lui Ceaușescu. Tot ni s-a introdus averile lui Ceaușescu, munca lui Ceaușescu. Nu, acolo. Hai să le devesim, să le... nu ne interesează că sunt ale lui Ceaușescu. Nu e nici nimic al lui Ceaușescu. Ceaușescu era un grandoman care a zis să se facă, să se facă și să se facă. Și se face. Cine făcea? Eu, dumneavoastră, poporul ăsta. Bătrânii noștri care acum mor de foame. Ei făceau. După care a dispărut Ceaușescu și aceste lucruri, vedeți pericolul, când totul e al poporului, totul e al nimănui. Știți că în orașul Călimănești, unde mă trag eu? Mi-am bătut în asta. În orașul ăsta e un parc, un singur parc în centru, unde e stațiunea balneoclimaterică. Și în anii 90 aduseseră țăranii din comună și pășteau vacile în parc. De ce? Păi m-am întrebat, păi ce faci, dom'le, ești nebun? Păi ce, acum e al poporului. Eu fac ce vreau, ce, iarbă, crește iarba, mâncă și vaca mea, că n-am de s-o duc. Dacă e al poporului. Păi când nu ai un proprietar, totul e al nimănui. De-aia s-a putut. Cine a vrut și-a luat o uzină care era, s-a băgat el acolo, a dat niște bani, a zis că mai dă niște bani. Cum, domnule, Patriciu? Eu nu cred că a murit, nici acum nu cred că a murit. A, nu, cum mă interesează, treaba lui. Nici nu mai contează, a murit, n-a murit, problema e că a rămas fără... cum să cumpere el rafinăriile, toată industria petrolieră română, domnule? Și toată lumea să zică, da, iată un marele liberal român care zici că inventase, păi cu ce bani acum? Ăștia care au cumpărat, frații Păunescu, au cumpărat Intercontinentalul. Păi eu puteam și eu să încerc să mă duc la bancă, dăm și mie nu știu cât, că vreau să cumpăr la Banca Poporului, cu banii ăștia, da. Până Continentalul. Și după aia, din chiria pe un an, doi, dau banii înapoi. Banii se devalorizau. Și s-a trezit omul. Păi pentru că a făcut-o cu aprobare. Păi n-a zis-o Văcăroiu de curând, a zis. Puteam eu 90% să... din privatizare a ieșuat. Puteam eu să mă și duc. Gata. Puteam eu să mă duc să vând. Deci mă duc în poarta fabricii la Cugir, care producea armament, și făceam un contract, făceam un SRL cu 100 de mii de lei, nu știu cât, și vindeam arme. Păi mă împușcau în poarta fabricii. Dar Stănculescu a putut. Da. Că el vindea arme pentru România, pentru Ceaușescu, și când a dispărut România, Ceaușescu cu România lui cu tot, domnul Stănculescu Răposatu vindea arme pentru câștigul lui. Asta au putut să o facă numai cei care erau la butoane. Căderea comunismului. Și când au ajuns la butoane,
Crede cineva că le vor mai părăsi? Nu, evident. Dacă nu rupem această verigă a unui lanț... Și nu e că ei au părăsit-o biologic, domnule Zamfirescu, unii dintre ei. Nu contează! Problema e că au rămas copiilor, urmași. Nepoților, da, da. Domnule, păi da, păi cum? Da. Au avut grijă și au pregătit, păi deci n-ai face la fel? Nu știu. E, nu. Păi poate că nu ne pricepem. Cred că și da, și cred că nici nu s-a dat ocazia și cred că n-am putea totuși. Nu, nu, nu. Dacă am fi fost ține în zonă... Ține factură umană. Dacă am fi fost crescuți în a, zonă... A, da, da. Probabil că făceam la fel. Dar cineva trebuie să se și opună. Și trebuie să se opună cu posibilitatea de a se opune. Păi asta nu așa, mă aici... opun, eu mă opun. Da. Și ies cu o pancartă în stradă, să râde lumea de corect. Mine. Dar aici, asta voiam să ajungem. Noi avem o serie de probleme pe care le-am enunțat și dumneavoastră și eu, mai puțin, mai mult dumneavoastră și foarte bine că de asta sunteți invitat. Securitate, cârdășie, impostură, prostie, toate astea unite sunt o serie de probleme. Și te uiți la soluții și ai zice, băi, una dintre soluții, nu foarte la îndemână, e votul. Da? Că odată la nu știu cât timp îți pui speranțele... Pe asta vreau să zic adineaur, dar nu da. Mă las. Deci, o las, domnul Zamfirescu, deci, moderez și eu. Da, da, da. Nu. E o iluzie votul sau e chiar o armă? Vorbeam despre faptul că poporul român e acuzat de către unii că n-a făcut nimic în timp ce țara s-a dus de râpă. Și poporul român îi se tot spune, zice, stai puțin, că din 4 ani odată tu ai posibilitatea să-i amendezi. Du-te, votează și ai grijă pe cine alegi. Păi și când aflăm că vor candida la președinția care urmează, X și Y. Uh-huh. Poate 3, poate 5, că au candidat și câte 8. Și cu Mudava. Candidat Mudava, săracul de el, a crezut și el că poate... Sau era sfătuit, sau nu știu. Păi, când vezi, înainte de vot, afli, citești, scriu ziarele, că unul din candidați a fost în America și a primit acordul de a candida. Altul a fost în Germania. Toți candidații fac câte o excursie înainte de a fi votați undeva, unde li se dă foaia de parcurs și acordul, da, te vom susține. Păi ce susține față? Spunea unul săracul de... Adică tu vrei să spui că eu am ales pe cutare pentru că m-a influențat America? Da, domnul. Du-te, domnule, de... Păi, eu am votat că am vrut eu. Ca și ăia din Timișoara care spuneau la Revoluție, fac o mică paranteză, dar care spuneau, noi n-am fost, cum se cheamă, manipulați. Noi n-am fost manipulați cu preotul Tăcheș. Noi am fost de capul nostru acolo. Parcă nu se înțelege, nu se știe ce înseamnă să fii manipulat. Da. Păi ce înseamnă că îți dă telefonul acasă și zice, du-te și fă un scandal, asta înseamnă manipulare, da. Da, numai asta. Suntem săraci cu duhul. Suntem... Eram cam proști, ținuți cu nasul între picioare de către regimul comunist. Și nu știam, eu nu știam, mă socotesc intelectual, dar eu nu știam multe lucruri din realitatea actuală. Am învățat pe parcurs ce înseamnă piață liberă. Eu întrebam, bă, dar ce înseamnă aia o piață liberă? Bine, era și foarte greu, nu aveți acces la informații, adică astăzi ești imbecil pentru că vrei. Ne-am revoltat nu că n-ai opțiuni. Că Brucan a zis 15 ani de democrație. El a zis 15, acum nici cam 20. Da. Nu, nu, 15. A zis 15. Dar mi s-a părut enorm. Cum, bă, 15 ani să stăm noi? Și au trecut 30 și tot n-am învățat nimic. Dar unde credeți că am greșit noi ca țară? O clipă. Și când cei care participă la alegeri. Până la urmă, doi au primit acorduri din afară de a candida și de a fi aleși. Noi ce să mai votăm? Pentru că întreb, ce ți-a spus, domnule, în America, în birou oval, că te acceptă să fii candidat și să participi la alegeri? Cu ce condiție? Spune-ne și nouă. De omul promite marea cu sarea și când se vede în frunte ales, zice, e, nu e chiar așa, stați puțin. Pentru că eu spun, celui care va fi candidat și va fi ales acum, nu-i prevăd nicio șansă, că ce șansă avem în viitor? Așa. Nicio șansă. Pentru că e de ajuns ca firmele, băncile, forțele din afară să-i spună, domnul președinte, nou ales, dumneata faci ce vrei, poți să faci și schimbare de regim, dar întâi plătești datoriile.
când ne-au băgat în fundătura asta datoriilor. Și după aia, ei au plecat. Pe cine tragi la răspundere? Pe Câțu, care a fost adineaur. Care nici nu mai e. Că a fost adineaur totuși, mm-hmm. mai aproape, mm-hmm. e undeva. Dar cine, pe cine, pe Văcăroiu? Pe... Care au fost? Pe Petre Roman, care a deschis poarta, bun. Zicând suntem un morman de fier vechi? Că aveți comparația cu americanii. Noi am ajuns foarte ușor să avem discursul ăsta public, ăla e candidatul francezilor, ăla e candidatul nemților, ăla e candidatul americanilor. În definitiv, unii ar spune, domnule, suntem o țară prea mică ca să avem un destin propriu. Trebuie să jucăm cu unii sau cu alții. Așa. Problema e că nu jucăm și cu noi. Păi nu mă deranjează că jucăm. Păi dacă nu-mi dă voie să am și un candidat ales de noi? Păi nu l-ați ales pe Klaus Iohannis. Cum adică? Numai alogeni? Nu l-ați votat pe Iohannis? Cum? Nu l-ați votat mitul neamțului? Păi de unde să știi, domnule, ce are ăsta în cap? Când, că imediat când așa. A venit la putere, păi, eu am sperat... Ok, prima dată n-ați știut, dar al doua oară... Păi ce l-a mai votat a doua oară? Aha. A doua oară s-a numărat greșit. Ați votat cu Viorica. Că n-a votat nimeni cu el. Nu, da. Cum n-a votat domnul Zanfirescu? Lăsați-o baltă. Haideți cine să... numără? Hai să nu scăpăm de responsabilitate poporul român, că n-a avut, domnule, că a ieșit fără voturi. Nu mai a ieșit cu 70% lăsați-o. Da? Cine numără voturile are dreptate. Să nu spuneți că Viorica a fost președinte și s-a culcat ca Joană. S-a culcat președinte și nu știu. Trezit. Adevărul e că ni s-a pus în cale atât de penibilă Viorica, încât cei care l-au votat... Asta e, de fapt, schema care... Păi și asta e o schemă, păi dar da. Nu numai asta. La nevoie asta, la nevoie schema Clotilde Armand, care... Mm-hmm. Păi, dar femeia aia n-are voturi. Cine sunt? Dar pe ăla din Timișoara, cine îl cunoștea, domnule? A ieșit ăla brusc. Schmidt, Schnitzel. Nu, Dominic Fritz. Fritz, Schnitzel, nu știu cum îl cheamă. No. A ieșit ăla, domnule. Că timișorenii, eu așa erau în limbă după el. Mă. Adevărul că după două mandate cu Robu, cam venea să votez cu oricine. Zdringhi, să poate și asta. Deci, asta vă zic, adică... Deci, dar eu cred că această gândire este... E greșită, nu zic nu. Nu greșită. E dirijată din afară. Fără să ne dăm să suntem manipulați într-un fel foarte... Păi atunci nu avem nicio vină dacă suntem manipulați atât de subtil. Ba da, că am putea să nu fim manipulați. Am putea să ne dăm seama. Am putea să... Dar au fost în ăștia 30 de ani, domnule Zanfirescu, vreun moment în care a zis, da, mă, suntem stăpâni pe destinul nostru? Ați simțit un astfel de moment? Să punem pe nostru? Exceptând momentul 89-90. Păi, dar de unde să știi, domnule, că Emil Constantinescu... Iată, corect. Da. Susținut de seniorul... Cum îl cheamă? De a murit. Coposu. Susținut de Coposu. E... Cine e? Și asta e adevărat. Dar Coposu nu știa. Păi noi nu avem români în țară, pentru că, sigur, prin alegerea lui Iohannis, noi am încercat să dovedim că nu suntem șovini sau nu avem... Mai trebuia să dovedim ceva? Nu. Pe bune? Ba da, că suntem acuzați de tot. Cine? Nu. Ungurii că le facem viața. Haideți, domnule, că suntem în toate rapoartele, suntem dați ca exemplu ca cel mai relaxat popor. Aia pe rapoarte, dar nu citește nimeni. Și toată lumea zice că românii îi chinuie pe unguri, că suntem... Cum se cheamă când ești... Cum se cheamă, domnule, când ții 30 de ani la guvernare, că îi chinui? Domnule, cum se cheamă când ești... Asuprit? Nu asuprit, mă, frate, când urăști străinii, filos, semit, xenofob. Nu-mi vine. Ce să fac? Fiindcă nu sunt xenofob. Da. De-aia nu-mi vine. Deci, odată cu Iohannis am dovedit, dacă mai era nevoie. Păi nu era. Școli limba ăsta, maghiară, școli, facultăți, tot ce vrei, domnule. Da. N-au ei nici la ei în țară avantaje mai mari decât au aici. Și suntem xenofob, dragă. Ei, uite, odată cu alegerile lui Iohannis am arătat că... Gata, nene, am încheiat și capitolul ăsta. Ce mai suntem? Păi ce da, trebuie să vă mai dau un... La o lună după alegerea lui Iohannis, așa. Eu mi-am dat peste mâini prima alegere, că am votat cu el. După primul, că... ziceți, după la prima lună de președinție, din primul mandat. De ce? Ce s-a întâmplat? Pentru Schweinhofer, sau cum se cheamă. A, cu lemnul. Când i-am văzut în cârdășie, mă gândeam, în clipa asta, încetați jupuirea pădurilor României. Și el era naș sau fin.
Nu, sau ci că sunt niște insinuări nefundamentate. Ce insinuări, domnule? Păi dar ea lucrează în continuare. Deci, iată, sub președinția lui, care e din Sibiu și aia, firma lor e venită de la austrieci în Sibiu și aia taie valuri de păduri. Și mi-am dat seama cine e Iohannis. A venit la putere și ce stați copii acum.